Și noi, echipa, sunt prieteni acasă, veniți să vă luăm la mulți ani. Încă să mă parte și aveți parte toate fericite. Acum, dacă vă dați seama din partea cui venim? Cred că la băiat, Mircea. Da, așa este. Avem un tăfuresc pentru dumneavoastră. Și o scută de vin. Mulțumesc, sărbuna. Și acum noi nu am terminat aici. Avem pentru dumneavoastră și melodie. Da. Din partea lui. De când ai văzut pentru prima oară în ochi lumina zilei, mâinile lor te-a apărat mereu de focul gherilei. Și ai crescut la sânul mamei cu dragoste hrănit, iar brațele tatălui tău pentru tine au trudit. Au făcut sacrificii și s-au lăsat pe ei, ca să crești frumos și sănătos, ferit de colți de lei. Tu așa se am boboc, ți-a dat prima petală, iar părinții s-au împrumutat ca să te dea la fete. Fete pe mână gris. Și pentru dumneavoastră mai am și un mesaj care vine cu foarte, foarte multă dragoste și spune așa. Dragul meu tată, astăzi de ziua ta vreau să-ți aduc zâmbetul pe buze și să-ți urez un sincer și călduros la mulți ani. Fie ca această zi să fie una la fel de minunată precum sufletul tău. Ești tatăl pe care orice copil și-l-ar dori și sunt atât de mândru că ești tatăl meu. Îți sunt recunoscător pentru tot ceea ce faci și ai făcut pentru mine, pentru tot ce m-ai învățat și pentru tot ce mi-ai oferit. Ești un tată puternic și vreau să știi că te iubesc foarte mult, să rămâi mereu la fel și să nu te schimb niciodată. Te iubesc, tatăl meu. La mulți ani, binecuvântați, cu drag fiul dumneavoastră, Mircea. Dacă doriți să vă aprindem mărele, să zicați mărele, așa, puteți să vă puneți ce doriți. Supați. Dacă doriți dumneavoastră să-i transmiteți ceva, câteva îi mulțumesc din suflet și acolo unde e să-i facă Dumnezeu bine și bucuria lui din suflet.